fost trimisă o rachetă care poate fi direcționată de la distanță, de la Pământ la Lună, și iată ce fotografii s-au făcut. Datorită talentului reprezentatului nostru, pot să vă arăt câteva lucruri foarte interesante pe care Helios încă nu le-a împărtășit celorlalți. Suprafața Lunii, așa cum e filmată din racheta H-32. Călătorii în jurul Lunii. E o rachetă care a fost televidată și a reușit să registreze automat ce se întâmplă acolo. Reactorul rachetei. În formă de ou. Acolo înăuntru erau toate cele necesare pentru a face niște înregistrări robotizate. Totul funcționează perfect. Un sistem ceas. O lentilă. Un obiectiv care poate înregistra la mare distanță planurile drumului pe care l-a făcut această rachetă de la Pământ la Lună, distanța 384.000 de kilometri, câmpul gravitațional al Pământului și cel al Lunii. Două posibilități, domnule Helios. Ori mergeți pe Lună,
inevitabile, în cazul în care nu putem noi beneficia de ele. Intenționez să duc o mafie pe lună.